Bună și bine v-am găsit la un nou episod de Samb. În această seară neapărat trebuie să terminăm Winter Quest-ul pe care îl avem din această săptămână. Mai avem de prins încă... am prins 94 și mai avem de prins 6 peștișori să terminăm și noi. Și după aia cred că o să încerc să fac și quest-urile zilnice dacă avem timp sau cel puțin măcar cel cu... Să mergem pe stadion, pentru că se face ușor. Sper că ați făcut și voi quest-ul. Ia să vedem. Fiș. Să vedem ce pești prindem. Alex îmi spune că m-a văzut cu un nimf negru. Este albastru. Să vedem ce pești ușor prindem. Să vedem dacă terminăm și quest-ul. De fapt, cu siguranță trebuie să-l terminăm. Și după vedem ce o mai face. Nu știu de voi, dar eu cam aici am pescuit, cam mai mereu. Adică intru și mă arunc în apă, pentru că e aglomerat acolo și chiar nu are rost. Vreau să vă spun că am prins un pește de un caca, deci vă dați seama, e cel mai mare pește care l-am prins eu până acum. Nașpa. E la închisoare. Sper să nu ne ia și poliție și... Cel puțin sunt destul de scumpe amenzile și chestii. Vreau să vă spun că... Cred că este... ultimul episod, ultimul videoclip pe care îl vom face, nu știu. Hai că am glumit. Nu, este ultimul într-adevăr, dar este ultimul de pe după PC-ul acesta, după laptop, pentru că mi-am comandat piese să ne facem un PC nou. PC-ul va fi nou-nouț, doar că îl vom face pe piese, nu l-am cumpărat deja gata făcut. Și sper să-mi vină săptămâna asta care vine acum și abia aștept să facem și online. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Abia aștept să facem un live cel puțin pe CSGO cu noul PC să vedem cum se vede. Pentru că, na, știți, cu laptopul acesta nu prea merge bine cu live-urile pe CSGO. Cred că și voi sunteți curioși. Dar numai curioși ca mine. Așa că... Da. O să folosești cu laptopul, cu siguranță îl voi folosi. Mă gândeam să-l pun și pe acesta pe birou, pentru că mă ajută foarte mult să am două monitoare când fac live-uri. După unul să citesc chat-ul, iar după unul să mă joc. Așa că... Îl voi lăsa și pe acesta pe birou. Uite, sunt 758 de pleci, bun. Chiar sunt curioasă să văd în seara asta ce quest se va băga. Poate mai reușim să prindem și noi un pește de asta mai rar, să zic așa, pe episod. Deci nici nu vreau să vă spun, înainte să dau drumul la filmare, exact aici, la intrare în coace unde să merg să pescuiesc, când am ajuns aici din LS, m-a teleportat exact aici eram. Ups. Toma pe aici, undeva pe... Așa... Pentru-un canal, pentru nici nu știu ce era ăla. Chiar nu pot să-mi dau seama.
cred că era un bug sau ceva, că altceva nu pot să îmi explic. Nu cred că m-a teleportat vreun admin, zic și eu, sper. Dar da, mi s-a părut tare ciudat, așa că cam de asta am mai întârziat și cu live-ul. Și acum să încercăm să facem quest-ul. Doar pisic. Pisic 21 ne cheamă pe Samp. Ok, deci nu mai avem 4 peștișori, parcă mai avem și terminăm și quest-ul. Sigur îl postăm în seara asta și videoclipuri și da. Să sperăm că poate mâine facem și un live, așa că să fiți pregătiți. Pentru asta dați acum un like acolo. Să strângem și noi cât mai multe like-uri. Bineînțeles, dacă vă place. Dacă nu vă place, lăsați-mi în comentarii să știm ce nu mai facem, nu? Aoleo, Alex, pui ca multe întrebări dacă ai să te uiți la videoclipul ăsta. Să răspund la câte vrei după ce filmez. Ops. Da, deci mai avem încă 4 peștișori, încă 3 în afară de ăsta și terminăm. Dacă vreți să facem și live-uri, pe Samp, lăsați-mi în comentarii dacă e. Aoleo! Sper că nu mai era poliția aici, să rămânem fără permis fix acum, înainte să terminăm quest-ul. Nu prea respectăm așa de mult, vedeți regulile, mai intră pe contrasens chestii, dar nu-i problem. Nu ne e frică de pădână, nu e așa? Încă 3 peștișori și terminăm. Abia aștept să se bage și gift. Vedem ce luăm și la gift. Credem că ăla acolo stă cu radarul. Poate nu am avea probleme, că văd că e cam împânzit de poliții. Eu sunt singura acum care stau în apă. Până acum aveam companii, măcar vreo 2-3. Chiar abia aștept de seară la ora 11, se schimbă și quest-ul. Și sunt curioasă ce... What the fuck, ce se mișcă așa greu? Ce quest o să bagi, pentru că trebuie să schimbe. Bă, că încă mai e destul de ok lume care face quest-ul. Dar foarte mulți l-au făcut atunci la început, dacă vedeți ce era... Wow. Bubuiau lângă tine. Te împingeau mașina în apă, te bușeai în continuu, pentru că erau foarte mulți care făceau quest-ul și era foarte aglomerat. Deci era un calvar. Bine că eu quest-ul pot să spun că și eu l-am făcut de, nu știu, cam pe miercuri, cam așa, marți, miercuri, știi? Dar nu am avut timp să filmez și l-am lăsat așa, nu am vrut să termin quest-ul până nu vorbesc și cu voi, nu?
Și dacă acum mi-am făcut timp, am zis că acum vrei, nu vrei, trebuie să-mi fac timp să filmez. Pentru că, na, se schimbă quest-ul și trebuie să-l facem. Și acum hai să-l terminăm, v-am spus. Că nu mai avem decât 2 peștișori. Hai să prindem pești la pisoi, băieți. Și abia aștept să spuneți părerile voastre care o să fie diferență între vechiul PC, să spun așa, și noul PC pe care îl vom avea. Gen cum se va vedea și claritate, cum se mișcă, nu știu. Oricum, upgrade-ul ăsta pentru voi l-am făcut. Adică mie nu aveam nevoie de mai mult, adică mie merge super ok, mai îmi scade din FPS-uri și chestii doar că filmez, știți? Dar dacă n-aș fi filmat, na, pot să mă joc orice joc. Dar ca să am o calitate mai bună, a trebuit să fac un upgrade la PC și a trebuit să-mi iau altul. Așa că sper să apreciați asta și să apăsați acolo pe butonul de like. Să facem din nou încă vreo 15 like-uri măcar ca episodul trecut de Samb. Și, nu știu, să vă abonați, mai dați share. Ce să spun? Și nu știu dacă voi o să vă mai duceți la școală săptămâna viitoare, dar eu vă urez vacanță plăcută și eu una nu mă mai duc. Nu are rost, închii medic chestii. Am prins un pește rar la 77 de K. Hai că e destul de ok. Mă gândeam că o să facă stângă la acolo. Ups! Ce să mai mă, sunt șofer bun. Dacă merg cu mașina pe două roți, e perfect, nu? Cine mai e ca mine să merg cu mașina pe două roți? 99 din 100? Chiar sunt curioasă cam câți dintre voi se joacă Samb și dacă vreți și aveți puțin timp, ați putea să-mi lăsați în comentariu cine se joacă și pe ce server vă jucați. Chiar sunt curioasă. Hai să mergem ultimul pește să-l luăm de aici după vaporaș. E fix din față. Și o prindem pește de aici, după bățul ăsta, când apă n-am aruncat. Hai peștișor! Unul mare pentru pisicuțe, că este ultimul pește. Mai ultimul pește nu a fost mare. Cât a fost? Penultimul sau al treilea peștișor a fost destul de ok. Cel rar de... uite-l și pe Alex. Ne-a cunoscut mașina. Alex este un băiat din clan. Ne înțelegem bine cu el. Hai mă, dă-te de aici. Dacă îmi bag nosul, dar mie să nu fii poliție pe aici. Hai că pe aici nu-i.
să și întoarcem. Și hai să vedem și ultimul pește, să terminăm quest-ul. O sută din 100. Și uite că am terminat și quest-ul acesta. Este al doilea quest din 10. Am impresia că 10 se fac. Deci mai avem încă 8. Acum hai să mergem și pe stadion. Wow, am pus din greșeală checkpoint acolo. Asta e, nu-i problemă. Mergem și pe stadion să facem și quest-ul zilnic și apoi cred că ne vom revedea pe următorul episod. Și probabil următoarea post... nu știu... cred că va fi pe CSGO, un Overwatch, ceva. Cred că o să filmez tot în această seară, că am puțin timp liber și îl veți vedea, nu știu, peste vreo 2 zile, 3. Vedem. Și am terminat tot. Oh, am câștigat un skin box. Ia să vedem ce câștigăm noi din skin box. Sper că un skin de fată aș vrea, pentru că nu am. Te rog, dar nu babă. Ai, frate, e urâtă. Serios? Deci chiar așa, ce noroc am și eu. Am zis de fată, dar să fac mai ok. Asta e, asta ne e norocul, nu avem ce să facem acum, poate că la următoarele boxuri, dacă mai câștigăm, să deschidem skin boxuri, poate și din gift, poate să ne pice, așa că poate vom avea noroc acolo. Până data viitoare, dați acolo un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și lăsați-mi și un com care să joacă Sam și pe ce server vă jucați, așa că ne vom revedea data viitoare.